asta n-ai depus. Între 25 și 30 de întrebări, clar, limpede, vreau să te simți ca în tinerețe când te uitai la jocurile alea cu întrebări și încercai să te prinzi care-i răspunsul. Vreau să citești mai repede decât ar citi Cătălin. Da. Și vreau să te concentrezi. Cu ce nu-l putem ajuta cu fața ta? Pentru noi, cel mai bine ar fi ca toată lumea să facă proba sau noi să facem proba. Să vină pacientul. Următorul. Noi trebuie să fim de partea câștigătoare. Că dacă nu, suntem propuși spre eliminare. Dar proba asta nu știu dacă e făcută pentru Ardele, dar nu. Clar, e o probă de viteză, dar de concentrare la două lucruri deodată. Fața ei. Da. Pusul puzzle-ului pe poziție și întrebările. Întrebările sunt simple sau foarte simple? Proba e grea, la modul că în același timp trebuie să răspunzi la întrebări, trebuie să fii suficient de concentrat, iar eu în pielea mea, să și alerg în același timp, să și auz întrebările, să și răspuns, mi se pare destul de greu pentru un băiat, probabil că pentru femeie e mai ușor, că așa zic statisticile, dar habar n-am. Începem în 5, 4, 3, 2, 1. Ce măsură port la pantofi? 37, 39. Păi iubire, nu! Hai, la mai pantofi, zi! 39, la Adidas, 30, la ceva! 38! La Adidas, 39, nu, iubire! 37, mai dă-i numere! 38, mai dă-i 40. Numere! 40, corect! Tot timpul când mergem la iubire, la tot timpul e 40! Numărul 39. Nu e adevărat! La 39 trebuia să fie 37, 38, bine că ne-ai 45! Cine calcă hainele la noi în casă? Eu! De ce nu a mai venit tanti Gabi, cea care ne-a ajutat la treburile casei? Pentru că n-am mai vrut eu! Perfect! Mie îmi plăcea de tanti Gabi! Așa mie îmi plăcea, dar mie îmi place clar să știu de unde mi-au luat. Cu ce îmi place mie să se potrivească prosoapele în casă? Cu mobila. Cu mai mult. Mobila de baie. Bravo! Ador să mă duc. Roxana, există un mic designer interior. Da. De ce nu mă jucam atât de mult în copilărie, în vacanțele de vară? Pentru că mergeai la țară. Bun. Ce îmi plăcea să-mi cumpăr din banii câștigați din copilărie? Știi că-ți povesteam dulciuri, că... chipsuri. Nu, știi că-ți povesteam că tati aducea biciclete și eu am pus mai mulți bani atunci cu bicicletele și m-am ofentat cu banii și când am primit 5 lei mi-am luat... Hai că știi! Ce pui mei de cumpărare? Ceva ca la dansurile braziliene, ceva, îmi luam ceva... Haine, rochii... Nu, ce să face prin Brazilia? Ce, bikini ți-ai cumpărat de Brazilia? Ce ți-ai cumpărat? 8 ani, 9 ani, bikini. Dă-i o zi, bă, zi, bă, pas. Zi pas! Pas! Hai, ce putea o fată să-și cumpere rochiță. La... Rochiță! Rochiță? Din Brazilia. Pix cu puf, cu peni. Pix cu puf. Da, orice fată pe vremurile așa, pix cu puf. La câți ani am învățat să conduc mașină? Adică să mă urc prima dată într-o mașină. La 16 ani. Bravo. Mamă, ce-am bunghit. Cum adică e bunghit-o? N-ai știut, ai dat așa la plezneală? Ba da, dacă nu ziceam 16, ziceam 15. De ce era să dau foc la bucătărie atunci când aveam 17 ani? Din cauza cartofilor prăjiți. Bravo. Cum se numea locul din Baia Mare la care m-ai scos prima dată când Seminună. Aveam 14 ani? Bravo. Ce activitate comună aveam în adolescență pe lângă handbal? Modeling. Bravo. Ce nu te las să-mi atingi niciodată? Cuțitele. Bine, dar mai pune mâna pe ele. Dar nu zice la nimeni. Înapoi. Nu zice să nu te aud. Cine a făcut primul pas în relația noastră? În relația noastră, cine a făcut? Tu. Bravo. Teoretic, prima persoană care a făcut pasul în relația noastră ar fi Alexandra, sora mea. Nu că i-am bătut la cap să scriu. Cred că e unul dintre puținele lucruri bune pe care l-a făcut Alexandra. Ce vrei ești? În ziua în care am născut, îmi era frică și eram a treia pe listă. De ce am ajuns subit prima? Pentru că primele două nu s-au prezentat. Care era activitatea pe care trebuie să o facem împreună și de la care începem să ne contrazicem? Hai, vara asta! Vara asta e urât! O luam pe maică-ta, noi făceam treaba asta și tu te enervai tot timpul că știai că pentru bani... Mamă, spălatul de covoare. Bravo! Dar nu-i suficient că eram copil și mergeam în spatele blocului și băteam covoarele și uneori le mai și spălam. Acum am ajuns la 31 de ani să spăl covoarele în curte. Ce animale nu suport eu? Cerpii. Bravo! În ce te-ai dat tu la festivalul castanelor și nu ți-a plăcut când erai mai mic? Ciocane. Bravo! Care este mâncarea mea preferată?
Cartofii prăjiți. Da, continuă fraza. Eu gătesc. Așa, zi. Continuă fraza. Eu gătesc, mănânc, dar nu îmi place să... Să spăl vasele. Bravo. Nici mie nu-mi place să spăl vasele, dar o fac pentru iubirea mea, pentru că trebuie să o ajut, pentru că trebuie să spere cineva vasele în casă și pentru că tanti Gabi lipsește și am dat-o... Ce etapă nu-mi place mie când pregătesc un anumit fel de mâncare? Mă ajut tu de obicei în situația asta. Cumpărături. Nu, iubire, ce nu-mi place să fac? Urăsc pe viața asta. Și o faci tu în locul meu de fiecare dată când îți fac mâncarea ta preferată. Parmezanul, sărat parmezan. Bravo, sărat cum parmezan. Mă numește atunci când avem o ceartă și eu îmi ies din sărite? Hai că e luptător, e luptător, după vremuri, de când eram mici. Viking? Ce? Nu, cum îmi zici tu la mișto, zici și lui frate tu așa, la mișto, zici și lui prietenii tăi, oricine. Bobby. Când... Nu? Nu, mai zic luptător. O da, e luptător. Andam. Nu, alt luptător. Asiatic, cum îmi place mie cu Asia. Shaolin. Shaolin pe naiba, zi pas. Pas. Da, o văd câteodată că se enervează și zic, calmează ce Bruce Lee. Așa face, dar nu știu să răspundă la întrebare. Nu știu, nu mi-a venit în momentul ăla. Și tu ai zis la un dat Van Damme, bă, Da. Ce trupă imitam eu și sora mea în copilărie și cântam tot timpul? Hai că le știi, îți două la fel. Amândouă au fost în emisiunea mea, Hello Chef. Andrei. Bravo. Cum se numește statul de origine al tatălui meu? Poiana Blenky. Bravo. Care este actorul meu preferat? Morgan Freeman. Bravo. Cine a spus prima dată te iubesc? Tu. Zis imediat și eu. Vă zic eu. Asta a fost răspunsul. Ce era și să zic eu? Ce te îngea tata de aici? De ce nu reușesc niciodată să-mi cumpăr jeans pe măsura mea? Pentru că ai copsele mari. Bravo! Ce sport mi-a declanșat un atac de panică? Sport. Cu apă, da. Da. Cu apă. Am avut un atac de panică groaznic. Hai, Sport cu apă. Zi pas, dacă nu știi. Ce sport de apă? Ce notul, ce? În notul, atac de panică. Atac de panică. Scuba diving, da. No, bine, Doamne, iartă-mă. Care sunt florile mele preferate? Crini. Primesc crin datorită faptului că îl duc la obor. Și ne milă de o babă, sărmana de ea și cumpărăm de la aia crini. Nu, chiar îmi ia flori. Dar nu în fiecare săptămână, dar îmi ia des. Care este visul meu profesional? Să ajungi jurat la emisiune de cooking. Bun. De ce nu pot să primesc nimic de la tine pe 1 martie? Pentru că este ziua mea. Bravo! Am o poză cu tata la bustul gol, la care țin foarte mult. Câți ani avea în acea poză? Aia în care e cu maimuța și cu câinele pe plajă. Știu care... 30? Cât? 30. Nu! Cine, nu, câți ani era tati, era tânăr, era floarea vârstei. Deci, ca eu să răspund la aceste întrebări corect, nu mă puteam concentra să pun și cuburile în același. Nu, și e greu. Nu ai... E vârsta la care mergi la facultate. 18 ani. Nu. 20, 19. Bravo, 19. Bun. Hai, concentrează-te pe puzzle. Hai, iubire, te concentrezi. Mă concentrez, dar uite, am... Nu poți ajuta, da? Da. Am nevoie de ne fălci. Putem doar minuna din momentul ăsta. În 50 de secunde am mai avut de pus 6 cuburi. Da, 6 cuburi. Cred că 7. Ai făcut foarte bine. Au spus la aproape toate. 3 greșeli doar sau pasuri. Deci până aici vis bine. Problema e cu fruntea. Cu fruntea avem o problemă. Aici era problema. Nu ia fălcuțele astea. Fălcuțele astea letale, tu unde știi? Hai, iubire, că poți. 30 de secunde. Hai, mai ai încă câteva piese. Nu-i bună. Iar o să zic ăștia Maramureșul, Ardealul, nu știu ce, că vorbești lent, că te miști lent, că parcă văd pe maică mea, știi? Da. Zic că... Bă, da, așa o să zic că... Uite-te la mie, când se uită soacră mea la episodul ăsta, da. Știi ce o să zic în casă? Bă, dar cum te miști așa, că eu făceam de 10 ori mai repede exact, ca cine? Da, așa deci așa. Asta o să-i spună. Stop cronometru! Hai aici. Nu, ce să fac? Aia e, nu o găsi puzzle-ul. Se întâmplă. Și acum e acum. Roxana, de dimineață ai investit în capacitatea ta de a avea o concentrare
pe mai multe lucruri deodată și atenție distributivă. Ai investit 700 de euro. Suntem pe ultimul loc. Da. Da, am făcut calculul matematic în caz că am pierde, unde am fi și suntem pe ultimul loc. Deci, teoretic, după calculul tău, dar vedem de seară, dacă pierdeți, sunteți pe ultimul loc. Da. Da. Bun, hai că vedem. Nu știi niciodată ce penalizări dau astăzi. Vă mulțumesc că ați venit. Da. Mulțumim. Ciao. Dar zic că statistica oricum are dreptate și cred că niciun băiat nu se facă proba, cum întreb pe mine personal. Că statistica arată că oricum nu pot în general băieții să facă mai multe lucruri deodată. Eu dacă fac un lucru, îmi place să fac bine, așa că... Da. Dacă aveam doar puzzle de făcut, era... A, bine.